Ați întâlnit vreodată pe cineva care își dorea cu ardoare ca toată lumea să îl creadă inteligent? Și fie că folosea cuvinte mari sau pur și simplu își etala hobby-urile, tot era destul de evident că nu era atât de inteligent pe cât încerca să pară. În timp ce indivizii inteligenți sunt mai predispuși să creadă că nu sunt deosebit de deștepți, persoanele mai puțin inteligente sunt predispuse să își supraestimeze IQ-ul. Inteligența este, într-adevăr, un lucru pe care o mulțime de oameni își doresc să-l aibă și pe care mulți alții încearcă să-l falsifice. Cu toate acestea, există anumite lucruri în viață pe care, pur și simplu, nu le poți falsifica, iar inteligența autentică este unul dintre ele. De fapt, există mai mulți indicatori care au fost legați în mod științific de niveluri mai ridicate de inteligență. Iată 12 dintre aceștia. Numărul 1. Curiozitatea nestăvilită. S-ar putea să crezi că a pretinde că știi totul este impresionant și te poate face să pari inteligent. Totuși, cei care recunosc că nu le știu pe toate sunt cei mai inteligenți. Asta nu doar pentru că dau dovadă de umilință, ci și pentru că arată interesul lor de a învăța lucruri noi. Oamenii cu adevărat inteligenți pun întrebări bune și petrec ore întregi învățând despre subiecte noi și interesante. Drept urmare, ei continuă să învețe pe tot parcursul vieții lor. Numărul 2. Sunt deschiși la minte. Prea mulți oameni se mândresc cu ceea ce cred și adesea își asociază respectul de sine cu punctul lor de vedere, rigid de cele mai multe ori. Oamenii inteligenți tind să fie mai obiectivi deoarece privesc orice situație din perspective diferite și fac un efort pentru a o înțelege cu adevărat înainte de a emite o judecată. Deși acest lucru nu înseamnă că sunt creduli sau că sunt ușor de convins să-și schimbe punctul de vedere, cu siguranță nu se tem să exploreze noi concepte și idei. Numărul 3. Sunt deseori tăcuți. Există multe concepții greșite despre persoanele tăcute, cum ar fi faptul că sunt antisociale sau ciudate. Totuși, acest lucru nu este adevărat. Este posibil ca unii oameni să nu fie sufletul petrecerii, dar asta pentru că și-au timp să evalueze situația și să găsească pe cineva cu care să merite să vorbească. Iar dacă se află deja într-o conversație de grup, oamenii inteligenți preferă să se gândească la răspunsurile lor înainte de a le spune cu voce tare. De asemenea, aceștia găsesc tăcerea mai utilă decât să se angajeze în discuții fără rost. Numărul 4. Adaptabilitate ridicată. Viața nu va fi întotdeauna ușoară. Unii se plâng de acest lucru și ar putea chiar să facă și crize de furie pentru că adaptarea este prea grea pentru ei. Oamenii inteligenți, pe de altă parte, se simt mai capabili să accepte răsturnări de situație și provocări. Adaptabilitatea este, de fapt, o componentă cheie a inteligenței. Ea se referă la capacitatea de a ne adapta la situații sau circumstanțe noi. Indivizii inteligenți nu se tem de incertitudine și sunt pregătiți să facă față oricărui lucru care le iese în cale. Chiar și atunci când lucrurile nu merg așa cum au fost planificate, ei își revin rapid și sunt dispuși să încerce din nou. Numărul 5. Un autocontrol puternic. Atunci când sunt răniți, respinși sau trec printr-un moment dificil, mulți oameni ar putea să-și iasă din pepeni. Oamenii cu adevărat inteligenți sunt diferiți, ei nu permit emoțiilor să ia controlul asupra lor și, prin urmare, pot evita deciziile pripite. Ei sunt mai degrabă genul care gândesc rațional și cântăresc argumentele pro și contra. Nu vor începe să arunce cu lucruri în stânga și în dreapta, de exemplu. Numărul 6. Abilitatea de a recunoaște defectele. Cei cu ego puternic nu vor recunoaște niciodată un defect sau un neajuns pentru că simt că asta îi va face inferiori. În schimb, oamenii inteligenți nu își leagă sima de sine de ego-ul lor, așa că le este mai ușor să accepte greșelile și să meargă mai departe. A fi sincer cu tine însuți și cu ceilalți este o trăsătură admirabilă și demonstrează o inteligență ridicată. Numărul 7. Abilitatea de a face glume. Studiile au arătat că umorul și inteligența sunt corelate. De fapt, comedianții în special obțin scoruri mai mari la testele de IQ. Acest lucru se datorează faptului că umorul implică mult mai mult decât simpla procesare a informațiilor. Este nevoie de găsirea comicului de situație și de adaptarea perfectă la situația dată, precum și de o inteligență verbală mai mare. Această abilitate unică și prezența de spirit permite cuiva să transforme chiar și cele mai dificile circumstanțe și lucruri în ceva haios. Numărul 8. Creativitate ridicată. Ideile inovatoare și soluțiile creative sunt practici de zi cu zi pentru cei foarte inteligenți. Creativitatea este, de fapt, una dintre cele mai înalte forme de inteligență, necesitând o gândire destul de intensă. Deoarece oamenii inteligenți sunt capabili să vadă lucrurile din perspective diferite, ei excelează la rezolvarea problemelor. De asemenea, sunt foarte buni la transformarea viziunilor în realitate, ceea ce necesită un know-how incredibil și bune abilități de observație, pe lângă o minte curioasă și creativă. Numărul 9. Identitate de sine puternică.
Oamenii inteligenți au darul minunat al conștiinței de sine. Acest lucru înseamnă că sunt conectați la psihicul lor și își cunosc gusturile și antipatiile, obiectivele și ambițiile, punctele forte și punctele slabe, precum și valorile. Acest lucru nu înseamnă că ei cred că sunt perfecți. Dimpotrivă, își acceptă nesiguranțele în loc să pretindă că nu există. Cu toate acestea, respectul lor de sine nu se clatine doar pentru că au slăbiciuni. Oamenii inteligenți lucrează asupra slăbiciunilor lor în timp ce își dezvoltă punctele forte. Numărul 10. Abilitatea de a avea o mulțime de interese. Oamenii inteligenți nu se limitează la a face un singur lucru. Ei tind să aibă mai multe proiecte la care lucrează. Ei ar putea să aibă o slujbă cu normă întreagă, în timp ce dezvoltă o activitate secundară învățând o limbă străină, luând lecții de muzică sau recondiționând toată mobila din casă. În timp ce multora le place să se simte ocupați, acești oameni preferă să își petreacă timpul făcând lucruri care îi ajută să se îmbunătățească într-un fel sau altul. Numărul 11. Tendința pentru singurătate. Oamenii inteligenți au nevoie de timpul lor pentru a se reîncărca departe de lume. Acest lucru nu înseamnă că urăsc oamenii, înseamnă doar că le place să fie singuri pentru a reflecta, a face brainstorming și a studia experiențele prin care au trecut pentru a-și planifica următoarea mișcare. Ei înțeleg că petrecând mai mult timp socializând, vor avea puțin timp pentru ei înșiși și pentru ambițiile lor. Bineînțeles, au prieteni și familie pe care îi prețuiesc, dar au nevoie și de acel moment de singurătate. Numărul 12. Sensibilitatea față de sentimentele celorlalți. Inteligența nu este determinată doar de un IQ ridicat, inteligența emoțională fiind la fel de importantă. Aceasta joacă un rol semnificativ în obținerea succesului, în calitatea relațiilor și în fericirea generală. O inteligență emoțională bine dezvoltată vă permite să faceți față mai bine stresului și să înțelegeți pe cei din jurul vostru. Abilitatea de a fi sensibil la sentimentele și emoțiile oamenilor din jur îți permite, de asemenea, să răspunzi într-un mod adecvat nevoilor lor. Empatia este, de fapt, una dintre cele mai proeminente trăsături ale inteligenței emoționale. În esență, există multe aspecte ale inteligenței umane, dar există anumite caracteristici și modele comportamentale care pot fi recunoscute la persoanele foarte inteligente. Cu care dintre aceste trăsături vă identificați cel mai mult? Puteți să ne lăsați răspunsul într-un comentariu. Dacă v-a plăcut acest video, dați-i un like și distribuiți-l și prietenilor voștri pentru ca noi să putem continua să le facem. Pentru mai multe videoclipuri ca acesta, apăsați butonul de abonare și nu uitați să faceți click și pe clopoțelul de notificare. Nu uitați să verificați și celelalte videoclipuri ale noastre. Vă mulțumim pentru vizionare!